Asaltul nemilos al golăniei asupra democrației. Inițiat de Traian Băsescu și acoliții săi, procesul de coborâre a democrației românești continuă vertiginos sub steagul aliaților Victor Ponta și Crin Antonescu. Trecutul fesenist se prelinge în viitor, cu o înverșunare fără precedent, cei doi arhangheli coborâți din cer, cu gheoagă și baltac de fier, desăvârșind astfel statul totalitar, visat de proaspătul aruncat peste bord, ex-chiriașul de la Cotroceni. Câteva boabe de dizidență care au mai rămas pe aici pe Colea riscă să fie ciugulite de corbii carnasieri care au părăsit stârvul PDL, migrând fără rușine la PSD. Acolo unde se simt ca la ei acasă, acolo unde este gol de popor și acolo unde s-a instalat confortabil vidul democratic. La Slatina, dragi prieteni, oamenii au votat PSD cu o nețărmurită speranță și s-au trezit în frunte cu liderii PDL, care au găsit o soluție fericită pentru a respecta alternanța la putere, aceea de a trece în barca puterii. Purtător de cuvânt al vanității, colcăind în interese și în instincte și interese obscure, fostul primar interimar Dan Bălășescu ne ține lecții de morală, de parcă n-ar da el însuși dovadă de o imoralitate ieșită din comun, care ne arată, dacă mai era nevoie, că județul nostru este un județ ieftin. Un județ scos la vânzare în interesul celor două fracțiuni feseniste, PDL și PSD. Păi cum să cataloghez o astfel de inginerie mafiotă prin care Bălășescu a venit la PSD cu încă patru primari PDL, primari care la rândul lor n-au nimic în comun cu democrația și cu demnitatea. Nu cred că mai există județ în această țară precum județul nostru în care ziariștii să se comporte atât de obedient în fața acestei ocupații de tip sovietic, sub șenila căreia au amuncit toate instituțiile statului și în care impostura și acapararea de funcții, fără ca pretendentul să aibă vreun merit profesional și moral, reprezintă sursa de existență a noilor vechi ocupanți. Nimeni nu se ridică împotriva valului de mediocritate cultivat de noua stăpânire, ci doar din când în când liberalii lui Ioan Ciugulea acoperă cu flori sârma ghimpată pe care PSD și PDL au pus-o între ștabii zilei și popor. Clientela politică, câtă frunză și iarbă, colcăie pe la ușile USL, fiecare individ în parte, indiferent de pregătirea sa profesională, cerând răsplata pentru campanie electorală infectă și absolut ilegală pe care i-am făptuit-o, scoțând la suprafață noroiul politic, precum și vechile complicități post-comuniste într-un județ iremediabil rămas în urmă. Mi-aduc aminte cu câtă mânie proletară îi înjura și i-a folosea Dan Bălășescu, la fel ca toți ceilalți dihori portocalii pe cei cu care astăzi el își împarte ciolanul. N-am să uit niciodată când acest individ lipsit de scrupule, cu ajutorul unor imbecili din prefectura Olt, i-a tăiat curentul lui Paul Stănescu, tocmai când acesta se pregătea să ia cuvântul în cadrul unei sărbători naționale organizate la statuia domnitorului Alexandru Ioan Cuza din Slatina. Ne șterse în memorie, îmi rămân și mărturisirile senatorului tăcerii Mihai Niță, cel care în drum spre Convenția Națională a PDL îmi spunea cu o sinceritate capabilă să miște și munții din loc, cum va face el un PDL Olt ca soarele sfânt de pe cer. Fără trădători, oameni onești și capabili să-și sacrifice interesele personale în favoarea interesului general. La doar o zi, el a trădat mișelește, bălășește, pupându-se rusește pe bot cu Felix Cnotanu și întregind astfel asaltul nemilos al golăniei asupra democrației.